După declarațiile recente ale lui Nicolae Bădălău, președintele PSD Giurgiu, este evident faptul că deputatul penelist Marin Anton este așteptat în rândurile socialdemocraților cu brațele deschise. Mai mult, Bădălău se așteaptă ca Anton să aducă după el încă 8 primari importanți. Întrebat în emisiunea Audiența când se va produce mutarea către socialdemocrați, Marin Anton a insistat cu o precizare, și anume că, dacă s-ar produce această schimbare, acest lucru nu este decât dorința primarilor care l-au urmat în PNL, plecând de la Partidul Democrat Liberal. Anton susține că primarii s-au săturat de atmosfera din PNL, încât aceștia îl obligă moral să-i urmeze când se vor hotărî să plece la PSD. Oamenii ăștia sunt astăzi primari foarte importanți în Giurgiu și eu i-am adus în PNL și i-am rugat să vină în PNL, pentru că acolo credeam eu că o să facem performanță și o să realizăm foarte multe proiecte. Nu s-a întâmplat. Acum ei îmi spun. Ei se adună și îmi spun. Ei sunt frustrați și ei, pentru că au adus foarte multe beneficii electorale PNL-ului Giurgiu și nu sunt băgați în seamă. Nu numai că nu sunt băgați în seamă. Sunt tratați foarte urât. Vă spun adevărul. Da. Ei, și ei simt că pot colabora mai bine cu PSD-ul și vor... A, deci ăsta e curentul către PSD. Da. Chiar dacă deputatul Marin Anton nu a precizat când se va întâmpla plecarea către PSD, a lăsat clar să se înțeleagă că migrarea este o chestiune de timp, cu atât mai mult cu cât nu a reușit nici până acum să găsească o cale de comunicare cu șeful liberalilor de la Giurgiu.